Bună ziua și bun găsit, stimați spectatori, la o nouă emisiune a Fotoliul cu Ghimp. Sunt Adrian Simon, iată în studioul Capital TV, televiziunea pe bună. Astăzi mergem într-o altă zonă a județului Hunedoara, mai precis în orașul Călan. Un oraș despre care mulți spun că a rămas în urmă, un oraș despre care unii spun că n-ar mai trebui să poarte numele de oraș. Un oraș din care unii spun că lumea pleacă și nu mai dorește să întoarcă. Îi avem ca invitație astăzi în studioul nostru pe domnul Simeon Cosmescu, președinte USR Călan. Bună ziua, bun venit! Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Și pe domnul Lucian Maier, membru plus Călan și în același timp, dacă am înțeles eu bine, doctor în filozofie. Bună ziua, bun venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Mulțumim de invitație! Salutăm telespectatorii dumneavoastră și le mulțumim că ne urmăresc și că își petrec timpul alături de noi. Am să vedem dacă și îl vor petrece într-un mod util sau nu. Dumneavoastră de la Plus, dumneavoastră de la USR, iată, la dumneavoastră încă mai funcționează mariajul, dar da. Nu s-a rupt lanțul de iubire. Nu. Cum? Ați nu s-a pus problema niciodată. Am înțeles totdeauna, ne unesc aceleași valori, aceleași lucruri, mai puține lucruri ne despar decât ne unesc. Suntem ca o familie, am mai zis-o, deci la USR Plus la noi în Călan eu vă de succes, putem să zicem. Da. De acord cu noastră, până la proba contrarie. Hai acum să... suntem, cum să zic, în mod normal, în toată țara, va trebui să existe o legătură din ce în ce mai strânsă între USR și Plus, fiindcă între timp au și fuzionat ca formațiuni politice și urmează să trecem la un nou statut și la o viziune comună de dezvoltare. Da, sunt curios. Așa că, ce va ieși de aici? Trebuie să avem răbdare și eu cred că lucrurile vor merge spre bine. Sper. Eu, sincer, am o părere destul de proastă despre formațiunea pe care dumneavoastră o reprezentați și mai bună despre formațiunea pe care o reprezintă domnia sa, cel puțin la nivel de județ Hunedoara. Exact. Dar asta este o altă poveste. Vorbim despre Călan, la nivel de Călan, vă garantez că și Plusul e o formațiune. Bun. Hai să vedem un lucru important pentru toți spectatorii noștri și o să încep cu dumneavoastră. Cine este dumneavoastră, domnule Cosmescu? De unde ați apărut? Am înțeles că vreți să candidați și la primărie pentru funcția da, de deci primar. Nu că vreau, e gata, am depus dosarele, de candidatura. Și ce, dacă vreți mâine, voi ce și vi să trageți? Care nu, de obicei nu, nu, fac, nu fac așa, eu, nu fac așa ceva. Când am pornit pe o cale, mai greu. Nu. Hai, vă rog, ce faci? Puteți să mă rugați dumneavoastră, nu știu cine. Știu. Da, deci nu. Eu am intrat în politică în 2018, după noaptea ordonanței 13. S-a produs acel declic, că tot vorbim de declic uneori de... Așa. Cea... Pa, da, n-am mai... Deci, totdeauna am avut un simț moral destul de ferm, așa să zic. Așa, dar atunci am mai făcut compromisuri din anii 70, 68 s-a născut, într-o epocă în care se făceau compromisuri non-stop. Și acum nu-i departe. Da, zi, nu-i departe. De-aia e altfel totuși, mult mai bine acum. Dar atunci n-am mai rezistat, pur și simplu. Când am văzut în ce țară o să ajungem să trăim, atunci n-am mai suportat și da, am ieșit și pe stradă la Deva, am fost după aceea cu campania de strâns semnături împreună cu soția mea, ne-am fost voluntari și așa ne-am cunoscut cu USR-ul și am rămas în USR, nu mai făcea nimeni filială în Călan, noi tot vroiam să ducem semnături la Călan, semnăturile strânse de noi și tot veneam cu el la Deva și acolo ne-am cunoscut cu cei de acolo și până la urmă ne-am dat seama că ne spunea, păi voi sunteți, cam voi sunteți USR-ul și câți membri aveți acum la Călan? Acum avem 20 și mai avem de primit ceva, dar no, 20 suntem acum. Așa. Și ce vă recomandă pentru funcția asta de primar în afară de voce și talent, vorba... Eu nu știu dacă am o voce chiar așa, chiar nu mă văd în postura de a concura la ceva. Știu, vă răspund tot în spiritul de glumă. Păi, ce să zic, eu sunt născut în acest Călan și în acest Călan, acest oraș frumos pe care îl iubesc. Și sunt determinat cu toată puterea, cu toată ființa mea să-l schimb. Dar că e plicticos că... Nu este, domnule. Nu. Dacă era, plecam de aici de mult, dar singura dată când m-am gândit să plec din Călan a fost atunci cu ordonanța 13. E frumos aleea de la șoseaua națională până în Călan. Nu, și rest, este frumos. Sunt multe lucruri frumoase în Călan. Frumoase. Sunt zona... Hai, încerc să vă provoc să... Da. Unul dintre lucrurile interesante cu care ne întâlnim, eu și soția mea, când ne vizitează prieteni din București, de obicei, sunt și rămân fermecați de locuri, de faptul că se văd dealuri, de faptul că poți urca, de faptul că ai acces la o natură
pe care nu găsești în alte zone. Asta nu e o problemă. Nu e chiar așa, fiindcă oamenii care vin în vizită sunt oameni care au călătorit departe, până în Portugalia, până în nord Europei, până și atunci nu se extaziază chiar la orice. Păi și atunci, și când ieșim, vizităm dealurile din prejur, către Boșorod, către Bretea, când mergem către Hațec, trecem bisericile medievale din Călan, vorbim de Sarmisegetuza, de castelul de la Hunedoara, de imediat locurile par. Și întrebarea firească e că de ce nu se știe despre toate lucrurile astea în toată țara? Nu vorbesc de castelul de la Hunedoara sau de cetățile din Munții Orăștiei, ci de lucrurile care sunt frumoase chiar în orașul Călan. Bisericile medievale pe care le avem acolo, cariera de piatră de pe măgura Călanului, care... Străiul iasă foarte frumos, no, seara în poze, dimineața, dacă îl vezi. Străiul, sigur. Măgura, da. Dimineața, eu deschid apartamentul spre Măgura, se văd niște peisaje dimineața superbe, nu? Și atunci sunt locuri deosebite care merită să fie promovate. Cu mine mă leagă copilăria, acolo am copilărit, am umblat, era mal. Deci mi-e dor de Călanul locuit, asta pot să vă spun. Că... De Călanul locuit? Da, mi-e dor de aceea. Deci chiar dacă eram în timpul... comunismul, dar era un oraș viu, era animat, jucam 4-5 trupe de fotbal, eram acolo, ne adunam pe terenuri, acum nu mai joacă nimeni, terenul e goale, e pustiu, e pustit orașul. Trebuie să încercăm să rezolvăm asta, oprim cât mai putem hemoragia asta, că altfel ajungem, e păcat. De... Da, am încercat să vă provoc, cred că am reușit cât de cât. Așa, mai spuneți, nu-mi place Călăanu, care, ce mă, nu-mi place doar. A, nu cred că nu vă place, dar mă rog, nu vă plac anumite aspecte, probabil. Deci, nu, ce să zic, viața mea, acolo am trăit tot timpul. Deci eu am mai fost și prin alte părți plecat, dar totdeauna când plec, după 3 zile vreau să mă întorc acasă. Nu. Așa, deci ați spus că vreți să opriți hemoragia. Un cuvânt foarte interesant, hemoragia. Magia de tineri, de materie cenușie care pleacă de la noi din Călan. Înainte exportam fortă cenușie, zic eu, acum exportăm la greu. Materie cenușie, așa. De ce așa de mulți inteligenți sunt acolo? Nu, nu, dar tot ce, marea parte a ce produce școala din Călan, aici poate să spună și Lucian. Eu cred că sunt forță brută de muncă pe dincolo, cel mai mult. Nu, deci eu am nepoți, nu am copii eu, dar așa. Am nepoți. Sora mea a început, de exemplu, sora mea a plecat la Cluj, acolo a rămas, nepoții au plecat, au terminat liceul la Călan, au intrat după aceea la Iancu de Hunedoara sau unde s-au dus, după aceea la facultate, sunt în Cluj, sunt în multe alte orașe, cei mai mulți prietenii mei. Colegii mei de generație din Călan nu prea mai sunt. Foarte mulți toți plecați și pe dincolo, într-adevăr, dar unde nu prea. Nu sunt, cum spuneți, forță de muncă brută. A fost o generație bună. Liceul din Călan, totuși, pe vremea aceea, 90 și ceva, se făcea școală. Era... Bun, am spuneați la un moment dat că există anumite condiții pentru a fi... Unii, atunci când vor să râdă de orașul nostru, nu-i mai spun orașul Călan, îi spun comuna Călan. Da. Este o lege din 2001, legea 351, care clasifică localitățile din România în funcție de bazele materiale pe care le pot pune la dispoziție cetățenilor. Și sunt aici o serie de nuanțe care merită aduse în discuție pentru a vedea mai bine unde se află Călanul la ora actuală. Număr de locuitori. Număr de locuitori trebuie să fie minim 5.000 pentru a fi oraș. În zona asta ne încadrăm. Nu fără probleme. 5.000 chiar în oraș? Chiar în oraș, nu știu, da. Avem 5.000 și în oraș și cred că, adică la ultimul recensământ, populația orașului cu tot cu UAT e 14.000 de locuitori. Cu tot cu satele aparținătoare. Împărțiți la 2 și mai scădeți ceva. Deci să spunem că luna august avem vreo 5.000 de locuitori. Da. În concediile. Probabil că da. Da. Așa, un alt criteriu important pentru a purta titlul de oraș este să e legat de infrastructura culturală prezentă în localitate. Iar aici, din păcate, stăm... nu stăm, de fapt. Nu suntem nici. Nu avem cinematograf, nu avem casă de cultură, nu mai este bibliotecă în oraș, adică o serie de piloni, o serie de stâlpi care pot susține activitatea culturală a unui oraș. Nu ai unde să faci o lansare de carte, nu ai unde să faci o prezentare la nivelul orașului Călan, altundeva decât pe platforma industrială, în clădirea nouă de birouri existentă acolo, dar care este la o distanță semnificativă de pulsul orașului și nici măcar nu ai un mijloc de transport în comun care să te ducă până acolo. Și atunci e nevoie de o serie de lucruri, cum sunt cele legate de infrastructura culturală, pentru a putea da un start, pentru a putea porni pe un drum care să oprească ceea ce spunea domnul Cosmescu, și anume hemoragia din orașul Călan.
treaba asta este legată și de educație. Chiar dacă, din punctul ăsta de vedere, avem forme de învățământ liceal, avem forme de învățământ post-liceal, avem școli generale... Păi da, dar le aveți degeaba, domnul... Chiar dacă le avem, chiar dacă le avem, dacă ne uităm la rezultatele pe care le au, apar o serie de semne de întrebare. Este foarte dificil să construiești o clasă orientată către calitate în muncă, o clasă de persoane educate care să susțină activitatea economică și socială a orașului Călan, fără rezultate clare în ceea ce înseamnă parcursul școlar. Dacă ne uităm la evaluarea națională, jumătate dintre elevii care intră în evaluarea națională, aproximativ 100 de elevi intră, în jur de 50 iau note sub 5 la evaluarea națională, foarte la bacalaureat puțin. Foarte puțin, la bacalaureat din 74 de elevi care au intrat în examen anul acesta, au trecut doar 6. Anul trecut au intrat în examenul de bacalaureat 22 de elevi și a promovat bacalaureatul doar unul cu o notă puțin peste 6. Deci, în condițiile astea, orașul Călan este foarte dificil să aibă un viitor. Toată lumea vorbește despre locuri de muncă, toată lumea vorbește despre nivel de trai, dar nu ai cum să ai locuri de muncă și nivel de trai fără o populație care să poată susține un proiect de calitate la nivelul orașului Călan. Și treaba asta trebuie să înceapă din școală. Orientarea către calitate și oferirea de mijloace cu ajutorul cărora să poți să crești o generație orientată către calitate trebuie să plece de la cele mai mici clase, de la nivelul preșcolar și totul să meargă din ce în ce mai bine spre nivelul liceal. Acum înțeleg ce vreți să-mi spuneți de fapt. Îmi spuneți despre toate aceste rezultate slabe, despre lucrurile astea. Și stau și mă întreb și vă întreb, cine e de vină, domnule, în cazul ăsta? Învățătorii? Profesorii? Copiii? Familia? Acum e greu, suntem înainte de campania electorală, dacă îmi spuneți că de vină aia, vi puneți în cap, dacă știu, îmi spuneți că de vină ceilalți, vi puneți în procesul, în cap. În procesul educațional sunt implicate două mari componente, familia și școala. Așa. Școala trebuie să asigure două lucruri. Personal didactic calificat. Aveți? Avem. Bun. Un personal didactic care în același timp trebuie să aibă salarii care să susțină nivelul de decență. Sunt și asta, nu? Pe care trebuie să-l presupună prezența unui profesor la catedră și mai ales, iar aici nu avem, o bază materială pe care să poți construi un act didactic de calitate. Ceea ce lipsește școlii românești în genere este această bază materială. Dacă vă duceți la legea educației, legea numărul 1 pe 2011, modificată acum în 2020, o să vedeți o serie de lucruri care sunt alarmante. Ceea ce spune legea educației e că noi trebuie să proiectăm un buget al educației care pleacă de la 6% din PIB. Niciodată nu s-a ajuns să avem un 6% din PIB. În ultimul an în educație, procentul acordat din PIB a fost de 3,4. Pe lângă asta, pe lângă cei 6% acordați educație, ar trebui să avem 1% din PIB acordat cercetării. Ori în lipsa unei cercetări de calitate și în lipsa unei educații de calitate, e foarte dificil să crești viitorul acestei țări. Și mai vreau să fac aici un lucru, să punctez un lucru foarte important. Atunci când vine vorba de bugetul pe care îl are educația la nivel național, cea mai mare sumă, aproximativ 6100 de lei pe an de zile, merge la finanțarea per elev pentru salarii. O sumă infimă față de aceasta merge către dotări, către baza materială de care profesorii au nevoie pentru a construi o educație de calitate. Aproximativ 350 de lei. Deci, dacă am crește acel procent din PIB și l-am duce către 6% sau chiar peste 6% pentru a construi infrastructura educațională la cel mai înalt standard, am putea avea banii și pentru o bază materială de calitate. Iar elevul ar putea fi atras. Ceea ce este important pentru clasa politică și în genere pentru ceea ce se întâmplă la nivelul politicii locale este să înțeleagă că niciodată un profesor nu își va putea face treaba la pregătirea pe care o are sau la nivelul de pregătire pe care îl poate demonstra pe termen lung, fără o susținere materială importantă în interiorul școlii. Ori susținerea materială în interiorul școlii înseamnă o bază de lucru, înseamnă cabinete, înseamnă instrumente. Nu e posibil ca un elev să gate școala generală fără să se uite ore întregi pe microscop. Faptul că are în față instrumentele cu care să lucreze, îl aduce în zona micro a realității într-o formă pe care nici nu și-o imaginează probabil când intră în școală.
Nu ne putem gândi că familia trebuie să asigure tot. Nu, în primul rând, școala trebuie să asigure tot ceea ce e nevoie pentru ca acel copil să crească în condiții cât mai decente ca posibilitate de înțelegere a ceea ce înseamnă realitatea și ca uși pe care societatea îi le deschide pentru o formare sănătoasă. Și atunci trebuie să ai cabinet de biologie în care lucrezi cu instrumentar specific, trebuie să ai cabinet de chimie în care să vezi experimente, trebuie să ai cabinet de fizică în care să ai acces la materialitatea lumii, la ceea ce înseamnă mișcare, bun, dinamică. Bun, există asociații de părinți, ședința cu părinții, în care părinții pot să dea cu pumnul în masă și pot spune... Există. Băi, nene, așa este. Matale, ești director acolo, tu ești inspector. Apropo de inspector, eu nu văd rolul inspectoratului școlar, dar asta e altă poveste. Așa e. Deci ești director, ești învățător, da. Ești cere. Problema e că și părinții vin din aceeași școală în care s-au întâlnit în bună măsură cu aceleași probleme. Și atunci pentru mulți oameni este dificil de înțeles că lucrurile pot fi duse acolo. Asta e o mare problemă. Noi trebuie să facem o trecere la un alt nivel de mentalitate la nivelul societății. Societatea românească, nu mai vorbesc de cea din Călan, dar în genere societatea românească se mulțumește cu foarte puțin, fiindcă a fost obișnuită să primească foarte puțin. Din ceea ce înseamnă taxe, impozite plătite, TVA și așa mai departe, întreaga taxare pe muncă și pe consum. La populație se întorc puține lucruri. Puține lucruri pe care le pot vedea de la un mandat la altul, de la o trecere administrativă la o altă trecere. Se întâmplă puține lucruri. Se asfaltează străzi, se pun borduri, se îngrijesc parcuri, dar asta ține de ABC-ul administrației. Eu vreau să spun un lucru și vi-l spun cu simpatie. Da. Dacă vom continua discuția pe emisiune și în campania electorală, veniți și îmi spuneți exact același lucru, o să pierdeți cu brio alegerile la Călăraș. Eu v-am zis că noi vrem... Credeți că cred că ați înțeles ce vreau să spun. Am înțeles ce spuneți, dar noi... Îmi place să mă consider și eu un intelectual. Ok. Corabia mă lai visează. Așa. Dar să știți că eu nu cred că oamenii din Călan, în momentul ăsta, dumneavoastră aveți dreptate. Și vă susțin. Dar eu nu cred că oamenii din Călan, în momentul ăsta... Îi doare pe ei capul foarte tare, că nu știu cât ți-a luat. Dacă îi dorea foarte tare capul, luau atitudine până acum. Eu cred că ei vor cu totul și totul altceva, încă nu-mi dau seama ce, având în vedere istoricul orașului Călan. Și nu trebuie, pe domnul Cosmăscu, ce credeți dumneavoastră că vor oamenii? Deci oamenii din Călan, eu sunt sigur că sunt foarte mult, un segment foarte important de oameni care vreau să se întoarcă la normalitate. Deci vreau, v-am spus, eu mă adresez oamenilor de bine, vreau să cred că pe acelea, din oamenilor care sunt curați, cinstiți, mai tăcuți, mai nu știu cum, că, dincolo de tot ce vedeți pe grupurile de Facebook, acea gălăgie de multe ori imensă, există, sunt sigur că există încă acel bun simț al omului undeva, există acolo în toată asta. Și noi, eu pe aceea vreau să ajung la ei, să le spun că, într-adevăr, acum suntem, uite, aici, ne pot vota și vom aduce decență, normalitate, corectitudine. Ce înseamnă ce asta? De acord cu noastră, corect, ce înseamnă asta? Eu vă înțeleg încă o dată și v-am spus, vă susțin punctul de vedere și chiar sunt de acord cu el. Ok. Dar eu sunt unul dintre puținii care vor face lucrul ăsta. Sunt de acord că aveți un învățământ cu o rată a probabilității și a rezultatelor foarte slabă, domnule, inexistent aproape. Deci ceea ce e groaznic. Eu dacă aș fi directorul liceului și 2 ani la rând ar lua 6 din 74 bac, mi-aș da demisia și m-aș duce și m-aș apuca de ciobănit. Că probabil asta m-aș pricepe mai bine. E o problemă acolo. Dar problema asta, haideți să o luăm pe asta, că nu pot să o las așa. Așa. Problema asta nu e nici de ieri, nici de alaltă ieri. Da. Da? Călanul a fost întotdeauna forma de învățământ liceal care era rezervă. Unde s-au dus prostoii, pe românește, ăia care n-au fost în stare să-și ia examenul de evaluare cu note mari, deci a fost soluția zero. Da, opinia noastră este foarte dură și în felul în care vă adresați e ca și cum oamenii ăștia nu sunt buni de nimic. Nu, problema e că s-ar putea ca societatea, comunitatea să nu le fi oferit șansa de a se găsi pe ei înșiși, care nu este o șansă legată... Domnul Maier, sunt peste tot copii care nu iau examenul de evaluare cu notă mare și îl iau cu 1, 2 sau 3. Da. Din tot județul Hunedoara sau din partea aia de județ. Da. Toți merg la Călan, că nu sunt numai copii din Călan acolo. Așa este. Da, da așa este. Da? Este deci, și internat, au cantina. Liceul de acolo este rezerva pentru
Da, să folosesc un, nu știu, nu-mi vine niciun cuvânt mai blând. Problema acum e că ajunge să fie o rezervă, fiindcă nu se iau măsurile consistente înainte de a ajunge în situația ce respectivă. Măsuri? Măsuri care țin de îmbunătățirea mediului școlar, și anume de o bază de lucru, de mecanisme, de mijloace, de predare, de mijloace, de lucru. Dar acum mergem la profesori, înseamnă că profesorii sunt buni. Nu înseamnă că profesorii nu sunt buni, fiindcă din aceeași școală generală ies 20-25 de elevi cu note foarte mari, care merg în Hunedoara, care apoi pleacă la facultate și care fac lucruri importante în viață. Așa că nu putem da vina pe profesori. Dar interesul nu e. Nu este interesul, dar problema interesului e că trebuie stimulat. Și ca tu să-l poți stimula, ai nevoie de mijloace. Unii copii merg acasă și părinții suplinesc pentru ei ceea ce școala nu poate oferi. Alți copii se întorc acasă și găsesc un mediu viciat, poate. Un mediu în care nu se pot concentra pe ceea ce trebuie să facă. Și ce administrația publică aici? Sau ce ar putea face administrația publică local? Păi noi putem oferi un climat direct din start, putem schimba totul în acest oraș, în orașul nostru. Deci din start, dacă pornim de la corectitudine și transparență, automat și relația noastră cu școala se va îmbunătăți. Cetățenii care vin la noi cu probleme, cu orice, le vor găsi la noi cele mai bune răspunsuri și interpretarea favorabilă a legii de partea lor pentru a rezolva situația. Noi avem, putem stimula material profesorii, anumite elevi, putem instituim burse. Nu e nevoie să stimulați. Nu, dar putem instituim niște, nu, dar pentru anumite merite deosebite, pentru a crea niște condiții, a răsplăti burse de merit la elevi. Am putea asta cred că există și acum. Da, dar am putea să le dăm mai altfel, în alte forme, poate mai... Mai consistente? Și se pot veni cu o serie de stimulente, genul... Anumiți elevi care obțin rezultate deosebite la învățătură primesc o vacanță la mare. Dar lucrul ăsta este, cum să zic, nu cu asta se face performanță. Cu asta vor face performanță toate elevii care oricum sunt capabili să facă performanță. Problema e cum lucrez cu cei care nu ajung la performanțe din cauza că, pe de o parte, familia nu le oferă un mediu stimulant în direcția asta și, pe de altă parte, școala nu vine să le trezească interesul față de învățătură, fiindcă nu are la dispoziție mijloacele cu care să facă asta. Sunt sigur că o mare problemă este faptul că și mulți copii nu au părinții alături de ei, sunt crescuți de bunici. Și asta este o problemă foarte importantă. Și automat, vă dați seama ce închipui, nu-mi imaginez că n-am copii la școală, dar cred că creează o influență asupra celorlalți elevi. Dacă vin mai... mai liberi, mai altfel, mai neîngrijiți, mai atenți, mai cu bani poate de dincolo, dați una cu altă la părinți care suplinesc lipsa lor prin tot felul de recompense materiale și... Dar încă o dată, eu cred că datoria comunității locale ca autoritate, primărie și Consiliul Local, este să facă toate eforturile posibile pentru a întări școala oferindu-i o bază de lucru importantă. Încă o dată, e foarte important ca în școală să te întâlnești cu mijloace care țin de domeniul științei, de la microscop, la creuzet, la toate ustensilele existente în laboratorul de chimie sau de fizică, în așa fel încât să percepi realitatea la un alt nivel. Deci, încât să înțelegi că există un altceva decât lucrurile pe care le vezi la televizor, tot felul de aiureli legate de vulpițe. M-ați întrebat și pe mine. Deci, eu, ca primar, nu sunt nevoie să cunosc absolut toate domeniile exact. Vă dați seama că, având pe Lucian lângă mine, chiar ar ține cont tot timpul de părerea lui. Ca domnul Lucian, fiind ce? E profesor. Nu, asta știu, fiind consilier, candidat la Consiliul Local. Da, la funcția de consilier. Da, și vă gândiți că dacă ieșiți primar, să-l puneți și viceprimar? Nu neapărat viceprimar, dar problemele când ne vom consulta, le vom consulta și la nivel de partid, și la nivel administrativ. În Consiliul Local, din Călan, există 3 comisii. Una dintre comisii se ocupă de educație și cultură. Locul meu cred că este acolo, prin tot ceea ce am făcut în activitatea didactică și în activitatea legată de critică de profesor acum. Între noi, iarăși, care... Da, e și domnul Ionuț Tăușan, care e profesor de matematică. Este alături de noi. Prin intermediul comisiei, prin modul în care comisia respectivă a trebuit să lucreze cu școala, în mod normal, pe termene clare, pe obiective asumate și pe investiții în școală, în mod normal, în aproximativ 4 ani, lucrurile ar trebui să se schimbe. Deja ar trebui să vadă rezultatele peste 2-3 ani, în 4 ani, în 8 ani, lucrurile ar trebui să se schimbe. Lucre. Dar totul, putem pune un pariu. La școală, și v-aș spune că nu cred și vă spun de ce. Da. Dar nu știu dacă vă încălzește lucrul ăsta. Da. Situația e la fel, nu numai la Călăm. Așa este, dar... Situație
preponderentă în țară, da, din păcate. Fiindcă uitați-vă, domnule profesor, sistemul domnule e peste doctor, tot. Sistemul doctor peste în filozofie, tot. Da? Da. Deci, uitați-vă, domnule doctor, la următorul lucru. Sincroanele interviurile luate de regulă la examenul de bacalaureat. Și ce ai făcut? Ai luat bacul? Nu. Și ce faci? Mă duc la mare. Și ce faci? Mă distrez. Și așa mai departe. Cam ăsta e nivel. Nu eu. Întregul nivel. Dar eu zic că e un nivel destul de mare procentual. Eu sunt de acord cu ceea ce spuneți. Și constat că țara te vrea prost. Din nou folosesc un termen dur, dar mi-l asum. Ei, USR Plus e prea deștept, să vă asigur eu că nu. Dacă vă uitați, dacă vă uitați, o să intereseze. O să fie interesant. Pentru ei deștepții înseamnă o combinație. Nu, nu, vreau oameni educați, inteligenți, competenți alături de noi. Deși păi, în oraș vrem... Acesta este mesajul nostru. Dacă vă uitați în ultimul an în activitatea parlamentară, singurul partid care a susținut alocarea 6% din PIB pentru educație a fost USR. Și de acolo pleacă tot. Dacă vrem să avem un viitor, trebuie să ne asumăm cheltuieli importante cu educația. Uitați-vă în toate țările civilizate. Japonia, după război, a renăscut printr-o cheltuială investiție masivă în educație. Finlanda, din anii 80, cheltuiește sume importante pe educație, încât astăzi are cea mai fericită populație din lume. Nu suntem nici japonezi, nici finlandezi. Nu suntem deocamdată, dar noi ne dorim. Noi ne dorim. De asta am intrat în politică, să încerc să exprim lucrurile astea, oamenii să înțeleagă, fiindcă să înțeleagă faptul că nu avem un viitor fără aceste cheltuieli și că în măsura în care ne dorim ca țara să aibă un viitor, lumea trebuie să-și asume un proiect de genul ăsta. Luăm câteva momente de publicitate, pentru că trebuia să intrăm deja de vreo 2 minute în ea, după care revenim, rămâneți cu noi.